Conform statisticilor realizate la nivelul județului Neamț, locuitorii sunt din ce în ce mai bolnavi, cele mai frecvente boli fiind TBC-ul, sifilisul, hepatita sau cancerul. Numărul cazurilor de îmbolnăviri diferă de la o zonă la alta, fiind fie cele mai mari în zona Roman, fie mai ridicate în zona Piatra Neamț. Cazurile noi de TBC înregistrate în zona Roman 76, comparativ cu zona Piatra Neamț 59. Cazurile noi sifilis 14 pentru zona Roman, 7 în zona Piatra Neamț. Cazurile noi de hepatită 6 pentru zona Roman și 13 zona Piatra Neamț. Cazurile noi de cancer depistate 276 zona Roman, comparativ cu 478 zona Piatra Neamț. Și numărul de internări în Spitalul Municipal Roman și Spitalul Județean Neamț diferă, la fel cum variază și cheltuielile de spitalizare în cele două unități sanitare. În această perioadă, deci în 8 luni calendaristice, în Spitalul Municipal Roman s-au internat un număr de 15.520 de pacienți pe cele 666 de paturi ale noastre și, tot ca o informație suplimentară, cheltuiala pentru un bolnav în cadrul spitalului nostru a fost de 206,23 lei de bolnav, comparativ cu Piatra Neamț, care a cheltuit 165,21, iar pentru o zi de spitalizare, Spitalul Roman a cheltuit 28,54 de lei față de 26,24 care s-au alocat la Spitalul Piatra Neamț. Aceste cheltuieli rezultă atât din cheltuielile cu medicamentele, cu investigațiile și cu alimentația pacientului. Statisticile acestea țin să atragă atenția factorilor de decizie de la nivel județean că Spitalul Municipal de Urgență Roman, care are același grad cu Spitalul Județean de Urgență Neamț, arată că la foarte mulți parametri unitatea sanitară romașcană stă mult mai bine față de cea județeană. Spitalul Județean Neamț este finanțat atât de Consiliul Local Piatra Neamț, cât și de Consiliul Județean Neamț, în timp ce unitatea spitalicească romașcană primește doar ceea ce îi se scurge printre degete, din când în când, o dată la câțiva ani, de la Consiliul Județean Neamț.